După ce au consumat mai multe sticle de bere, suporterii echipei CSM Dunărea s-au dat în spectacol pe stadion, manifestând un comportament agresiv. Dacă nu au putut să-i agreseze pe suporterii echipei Arsenal Malu, pentru că au fost opriți de un organizator, aceștia s-au luat la bătaie între ei. Văzând că sunt filmați, suporterii au agresat verbal și au amenințat echipa TV Giurgiu, care se afla în acel moment pe stadion. Văzându-se amenințat, reporterul a solicitat prin sistemul unic de urgență 112 intervenția forțelor de ordine. La fața locului s-au deplasat jandarmi, polițiști, dar și angajații serviciului pentru acțiuni speciale. Din păcate, suporterii nu au putut fi sancționați, pentru acest lucru fiind nevoie de o plângere și dovezile filmate, pe care echipa TV Giurgiu le va pune la dispoziția oamenilor legii. Cu caracter preventiv, jandarmii au legitimat 4 tineri cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani. Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale, întrucât, așa cum vă spuneam, în momentul în care noi am ajuns la fața locului, nu au fost constatate fapte de natură contravențională, iar unii dintre suporteri nu se mai aflau la stadion. Pentru continuarea cercetărilor, vă puteți adresa organelor de poliție competente, prezentând și înregistrările video ale evenimentului. După ce au fost verificați și percheziționați corporal de jandarmi, suporterii au fost lăsați să plece. Însă ce au lăsat în urma lor, scaune rupte, mizeria și sticlele de bere aruncate pe jos, lasă de dorit.